Situația pandemică actuală, precum și sărăcia, i-a lăsat pe zeci de mii de oameni fără timp liber, pentru că, în loc de 8 ore, cum ar fi normal, muncesc cel puțin 12. Fără banii să reziste de la un salariu la altul, mulți s-au trezit în situația de a-și lua joburi part-time. Majoritatea covârșitoare a populației din România are venituri mai mici decât valoarea coșului minim de consum necesar pentru un trai decent. Cei mai mulți români își caută locuri de muncă pe care să le poată face fără să fie legați de un birou. În funcție de domeniu de activitate și de timpul alocat, câștigurile din joburile part-time pot ajunge să și dubleze salariul de bază. În privința a două locuri de muncă, este o necesitate a omului care nu câștigă suficient pentru a-și întreține cheltuielile casei, pentru a-și întreține familia, copiii. Deci mi se pare o nevoie stringentă al familiei lui. Dar eu cred... Nu credeți totodată că este obositor și poate afecta sănătatea în același timp, dacă nu ne odihnim? Cu siguranță omul va fi stresat, va fi îngrijorat, împovărat. Mai mulți români sunt nevoiți să aibă două locuri de muncă pentru a-și întreține familia. Păi de ce? Pentru că, uitați-vă și dumneavoastră la salariul minim pe economie. Ce să facă un român cu salariul ăla de aia? Să zicem, să fie tineri căsătorii, să aibă copii, să facă așa. Deci sunt disperați. De ce pleacă afară? Lasă dracu și casă și masă și toate astea. Cele mai căutate locuri de muncă sunt în zona de IT, zona de contabilitate, marketing, design, arhitectură. Tot ce înseamnă joburi libere în care poți lucra de oriunde te-ai afla. Pe motivul că jobul care l-au nu satisface nevoile familiei. Eu am avut un singur serviciu și de dimineața de la 5 și până seara la 11 mă duceam la serviciu, dar știam că sunt asigurat. Când veneam acasă, soția mă aștepta cu masa. Da, și eu veneam cu salariu. Pe când acolo amărâți în noștri să duc la serviciu și vin cu punga goală. Potrivit unui studiu realizat de Institutul de Cercetare a Calității Vieții, un adult are nevoie de 2600 de lei pentru un trai decent. Cheltuielile pentru o familie formată din doi adulți fără copii ajung la 4300 de lei pe lună și cresc la aproape 7000 de lei pentru cele care au și doi copii. Potrivit unui raport al Băncii Mondiale, aproape o treime din populație nu își permite bunuri și servicii elementare.